Avem parte de o primă surpriză la pauza meciului între FC Botoșan și FC Voluntari, 0-1 la pauză, după ce oaspeții au avut cam singura mare ocazie de gol și au și marcat din această ocazie. Revedem faza din minutul 45+1, 46, primul minut de prelungire, cu gol marcat de Bălan, după niște gafe monumentale, aș spune, în apărarea celor de la FC Botoșani. Prima dată greșeala lui Burcă, de care trece foarte ușor Ivanović, un șut telefonat, un șut nu foarte puternic, care e scăpat totuși în față de Iliev. Iată ce face Ivanović, o execuție din asta de curtea școlii, meci între clase. A fost un meci închis care, iată, a fost deblocat de o dublă eroare, să spunem. Burcă a apărut cam amețit după acea accidentare. Da, Burcă, care tocmai primise îngrijiri medicale, da, exact. Și poate nu întâmplător au jucat cauză, pe el. Da, din această cauză poate l-a întors atât de ușor Ivanović. E frumoasă faza realizată, dar Iliev are partea sa de vină. A respins total eronat aici, fix în centru, unde se regăsea Bălan, cel care a ajuns la al cincilea gol pentru Voluntari. Iată că acest specialist al fazelor fixe în Liga 1 poate să și speculeze anumite faze. Este un gol norocos, dar și un gol de vârf de careu, de un atacant care a fost pe fază și a trimis în plasă, în ciuda faptului că, important de spus, pe mine sincer m-a dezamăgit prestația celor de la Voluntari. Pare paradoxal dacă ne uităm pe tabelă, dar ăsta este adevărul. Multe pase previzibile, multe combinații în lateral, o lentoare în posesie, în schimb mai concret, episodice din terenul lor. Mai concret și mai tranșanți au fost cei de la Botoșani, chiar dacă nici n-au impresionat, au fost departe de acele meciuri bune care le făceau pe teren propriu, dar cele mai mari ocazii le-au aparținut lor. Barbosa mai ales a avut șanse destul de importante, Dimitrov a venit bine cu centrări din dreapta, dar nu foarte des, nu suficient, pentru că e 1-0 pentru Voluntari, echipa care n-a jucat nimic, dar conduce la pauză. Da, probabil acuză și absențele pe care le are Botoșaniul. Vorbeam și înaintea meciului, Fiulo, Bașvari, Matuleviciu, jucători importanți. Asta pe ei nu e atacant, asta e clar. Cu acest, da, am văzut și în acest meci. Cu acest rezultat se cam încinge acolo lupta pentru play-off. Voluntariul vine imediat în spatele Botoșanului și a lui Dinamo. E interesantă. E interesantă această luptă. Luăm o scurtă pauză de la Liga 1 pentru că vrem să vă prezentăm un sport despre care se vorbește mai puțin, mediatizat. Tenis cu piciorul. În aceste zile la Brno, în Cehia, sunt campionatele mondiale destinate acestui sport. Naționala României și ea prezentă acolo la toate cele trei probe. Simplu, dublu și triplu, așa se joacă acest tenis cu piciorul, footnet în varianta engleză. România îl are în componență și pe campionul european în titlu, George Sobiș. Sunt prezente naționale acolo din toată lumea, e normal, e un campionat mondial. Marea favorită este Cehia, marea favorită și una dintre contracandidate importante ale României. Propun să vedem un material realizat de colegul nostru Cristi Frisk, el e acolo la Brno, în Cehia. Și a făcut un material cu componenții echipei naționale, îl ascultăm și revenim. Echipa națională a României a ajuns la Brno, în regiunea Moraviei de Sud din Cehia. Sportivii noștri au efectuat deja un antrenament oficial. Pregătirea s-a derulat sub comanda experimentatului tehnician Vasile Sorean, care a vorbit și despre adversare. Este un campionat foarte puternic. Prima dată ne-am adunat aici peste 25 de țări. Se joacă preliminarii, vor fi meciuri foarte multe. Avem câțiva jucători care acum au fost recuperați, sperăm să fie bine. Să dăm tot ce putem ca să aducem cele mai bune rezultate. Cele mai mari șanse pentru o medalie de aur le avem la proba de simplu, acolo unde ne bazăm pe aportul campionului european, George Bobiș. Sper că va fi un campionat reușit, sper să reușesc să câștig medalia de aur. La campionatele mondiale sunt prezente 19 țări de pe 3 continente, printre forțele mondiale fiind și România. Cehia și Slovacia reprezintă în continuare un tandem de forță, fiind principalele favorite la obținerea titlurilor mondiale. Ca specialist se tot spune că slovacii, dar mai ales cehii, au anumite secrete pe care celelalte națiuni n-au reușit până acum să le descifreze. E adevărat? Au avut în fața noastră vreo 20-30 de ani, atât. Dar încetul cu încetul i-am recuperat,
dacă la noi nu se investește în acest sport, o să pățim ca și cu handbalul. Peste 10 ani o să jucăm și noi în preliminare. România a deplasat la Brno un lot format din 7 jucători și va fi prezentă în concurs la toate cele 3 probe, simplu, dublu și triplu. Da, interesant. Cu puțin timp în urmă s-a încheiat și partida România-Cehia la simplu. George Bobiș, despre care vă spuneam că e campion european, l-a învins pe Andrei Vid 2-0 la seturi. Andrei Vid, vice-campionul european, așadar o reeditare a finalului campionatului european de footnet sau de tenis cu piciorul, cum vreți să spuneți. Interesant, oricum, poate mult mai interesant decât multe momente din Botoșani voluntari această competiție. Vă vom ține la curent cu desfășurarea ei de acolo, de la Brno din Cehia. Revenim la Liga 1, Cristi. Cum vezi repriza a doua de la Botoșani Voluntari în aceste condiții? Că se schimbă total datele problemei la acest scor. Ciudat. Sunt curios dacă o echipă ca Voluntarul, care mie așa mi s-a părut, a venit la Botoșani ca să obțină un 0-0, o remiză albă după cum s-a prezentat, parcă în unele momente invita pe cei de la Botoșani. Asta e culmea în Liga 1, să mergi să scoți 0-0 și stai 1-0 la pauză. Pe cuvânt, așa se preocupa de această partidă Voluntarul, de parcă ar fi vrut să scoată un 0-0 sau juca la trecerea timpului. Ei bine, acum ca un scris fără voia lor și marcatori fără voie, au fost cei de la Voluntari. Sunt curios ce abordare vor avea în repriza a doua și mai ales dacă cei de la Botoșani vor fi capabili de un forcing sănătos pe teren propriu, pentru că o remiză cu FC Voluntari acasă cred că este considerată chiar și de FC Botoșani un semi-eșec. Așa ar trebui, mai ales că Botoșaniul se îndepărtează de locurile de play-off. Dacă nu câștigă astăzi sau dacă pierde, și mai mult, dacă pierde această partidă, iată ce părea la începutul campionatului o certitudine, faptul că Botoșaniul va prinde un loc de play-off, acum deja nu mai e chiar așa. Lipsește Filip, e absent și Matuleviciu, okay, poate da. Se simt aceste absențe de marcă, mai există și alții pe listă. Apoi, repet, golul a venit în urma unei erori colective, să spunem, a echipei gazdă. Dar, repet, ei cam trebuie să bat în astfel de partide cu FC Voluntari pe teren propriu dacă vor din nou în play-off și poate chiar cu șanse pentru Europa League, ținând cont de câte echipe cu probleme există. S-ar putea să intre și alte trupe în insolvență, deci scenariul e sumbru, dar se poate transforma în unul relativ fericit pentru Botoșani. Și acum mi-am amintit ce spunea Leo Grozavu, că nu au un lot care să le permită să spere la cupele europene, așa cum vrea conducerea celor de la FC Botoșani. Lipsește Fiulop, ok, nu lipsește Messi. Păi, Fiulop la Botoșani e Messi. Ăsta e nivelul. Pentru Botoșani, Fiulop e Messi. Ăsta e nivelul. E atât de... De ce te miri? Cred că râde și Fiulop, dacă se uită la noi acum, avem un mare jucător. Pentru Botoșani e vedeta echipei, nu Fiulop. Ăsta e. Ce să-i faci? Mijvan Fiulop e vedetă la Botoșani. Haide să vedem cine va fi vedetele reprizei a doua. FC Botoșani, FC Voluntari, ne întoarcem după meci.